Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam într-o relatare. Kulu wa shrabu. Mâncați și beți. Mâncați și beți. Exact cum era și în versetul care a vorbit despre Israf. Sau despre cele, cine oprește cele interzise. Kulu wa Mâncați și beți. O tăsat dacă și dăruiți. Faceți Pomană, dați pomană, faceți acte de caritate. O de cu o elbizu. și îmbrăcați. Malem yuhalithu. atât timp cât aceste lucruri nu sunt amestecate de, de ce? Israfun, de Israf și Mahiletun, adică trufie, îngânfare, aroganță. Deci, mâncați, beți, dați de pomană și, și îmbrăcați. Deci, islamul, cum vedem în aceste relatări, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în această relatare scurtă, ne îndeamnă să, să ne îmbrăcăm, adică să cumpărăm haine, să ne îmbrăcăm uh, frumos, să mâncăm, să bem, să dăruim, dar să ne ferim de două lucruri, să avem în vedere, să avem mare grijă atunci când facem aceste lucruri, ca nu cumva să intrăm la israf, să fie risipă, sau, sau, aroganță. Adică să, să umblu sau să mănânc ceva, să zic, eu sunt om, eu mănânc numai bunătăți, eu nu mănânc toate resturile, alea pentru animale sau mănânc oameni care nu au bani, eu am bani, eu mănânc bine, eu mănânc numai lucruri pentru mine. Nu. Atunci devine aroganță. În rest, poți să mănânci, să bei, nu e o problemă. Poți să îmbraci haine, dar atât timp cât tu te fălești cu aceste fapte pe care le faci, cu haine care le mănânci, cu mâncare care o, uh, care o mânci, cu ceea ce bei, cu, chiar, și, uh, chiar și cu pomana, când ai acte de calitate, să nu faci aroganță. Pentru că atunci devine păcat. Allah să ne ferească. Atunci devine păcat. De ce profetul spune în această rătare, Mâncați, beți, dăruiți, uh, îmbrăcați, dar... Aveți grijă să nu, să nu amestecați în aceste acte, în aceste fapte, două lucruri risipa, risipa, să nu risipiți, adică și aroganța, trofia, îngânfarea. Allah să ne ferească să fim de cei care risipesc sau cei care, cei care sunt aroganți.